Da, bun găsit, Ramona, bun găsit, doamnelor, domnilor. Negocierile care s-au întins pe parcursul mai multor luni au fost dure și cu multe blocaje. Liderii celor două partide și-ar dori să meargă împreună și la alegeri, însă surse din presa centrală susțin că negocierile s-au blocat pentru că PSD are o cerință care este exclusă de PNL. Cerința ar fi ca cele două partide să aibă un candidat comun la prezidențiale, iar acela să fie din partea PSD. Au fost inclusiv amenințări din partea PNL cu ieșirea de la guvernare, iar premierul Marcel Ciolacu a spus că va demisiona dacă PNL va rupe alianța. Următoarele negocieri, ultimele de altfel pe marginea acestor subiecte, ar urma să aibă loc miercuri. Astăzi, jurnaliștii de la Libertatea susțin că secretarul general al PNL, Lucian Bode, le-a transmis liberalilor că miercuri urmează să fie convocat Biroul Permanent Național pentru a aproba comasarea alegerilor locale cu parlamentare și cu liste comune cu PSD. Dacă analizăm această declarație, am putea înțelege faptul că cele două partide au luat deja o decizie. Rămâne însă de văzut cum vor fi gestionate tensiunile din teritoriu, cum este și cazul la Gorj. Cert este că, Ramona, doamnelor, domnilor, că nu avem încă declarații oficiale în legătură cu comasarea și cu liste comune PSD-PNL.